Eu sunt Alex și bine v-am găsit la primul meu episod de canal. Acesta va fi un episod de Sandals. Mă rog, Sandals 2. Este un joc nou apărut, dar mie îmi place. Și nu este foarte complicat, adică de jucat mă refer. Așa. Și să ne alegem skin-ul, adică caracterul. Mie îmi place acesta deoarece are acest fulger pe cap, ceea ce e super tare, zic eu. Nu știu, mai îmi place și cel de drăgușor, dar îmi place mai mult ăsta. Punem o freză șmecheră. Uitați, aceasta este perfectă și să o facem, nu, așa. Perfect. Aici ce e mai exact? A, mustăcioară, nu vreau. Pac aici, pac aici, pac aici, pac aici. Pac, 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 pac și mai am una și o pun la atac pentru că vreau să atace bine. Și dau bifă. Ok, aici suntem la închisoare. Uitați, sunt prizonier. Așa, o să dau skip pentru că nu vreau să vă arăt toată povestea lui. Puteți să o căutați pe net. Și trebuie să-l bat pe acest moș, să zic așa. El, în acest joc, poți să omori. Ceea ce nu înțeleg. Deci dacă țip la el, doare. Adică nu doare, ia din viață. Și sunt freedom, libertate. O să iau cele mai mari, adică ca și update la armură, să iau cel mai bun armură. Nu fiu fraier. Ok, și o să dau aici la duel. Aici la duel sunt alți player. La turnament sunt mereu aceiași. Adică cel puțin boss e mereu același. Deci, eu joc acum cu un alt player. Este efectiv online. Să zic așa. Nu prea știu foarte bine, ales că dau plăcut. Dacă cel care a jucat acum cu mine vizionează videoclipul, îmi pare rău, dar asta e soarta. Să învețe să se lupte mai bine. Deci, să nu ți-e pune deloc armură, pentru că aici, dacă ți-a din viață, mori. Adică nu te omoară la luptele astea. Și eu i-am dat caracter care îi avea 6 armură. Ce 6 armură? Nu îi dădeam o lovitură. Băi, și ăsta la fel. Asta. Cred că și-au luat numai papucii. Habar n-am ce și-au luat ăștia. 6 armură și-a puțin. Ei, cu 6 armură pierzi de la 2 lovituri. Uite, 64. Așa mai merge. Amatoi! Mamă, câtă viață te-a luat! Este! Deci la luptele astea la duel, când îi dai critical și iei din viață, l-ai bătut. Deci dacă îi dai critical, e mort. Și după cum ați observat, nu mai am duelul. Deci trebuie să intru în turnament. În turnament nu sunt alți play. Este computerul. Uitați, acest skin îmi place de drăgușor. E de destul de tare. Cum se zic? Super tip cu fulger pe cap, dar mi se prea vede fulgerul din cauza că i-am pus freza. Dar asta e. Mie tot îmi place ca și caracter. Nu știu, nu știu părerea voastră, mie îmi place.
loc mereu când mă lovește. Ce? Frate, dar ce mi-a dat acolo? Nu! Yes! Dar are toporul vrăjit. Vedeți că e chiar de împrejur. Asta înseamnă că mă omoară. Mamă, un topor dacă mai îmi dă, sunt mort. Asta face viață, mă. E vrei, boss? Trebuie să mă descurc cu câtă viață am. Foarte puțină. Dacă ăsta am două lovituri. Nu nimic. Și sunt mort. Cam așa, asta se întâmplă când mori. Îți dă jocul de la început. Ok, cred că v-ați prins care ideea jocului. O să-l reiau și o să-l continui în episodul următor de acolo. Dar până atunci nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex și vă urez o zi cât mai faină. Pa, pa!